Vă dau acest exemplu pentru că noi suntem interesați de oricare om care are bani sau orice bancă care vrea să vină să investească, să-l convingem de ce trebuie să vină în port. Și am interes să discut modernizarea aeroportului, să nu mai mergeți la Bacău, să vă îmbarcați pe Torino. Am produs curse anul trecut și o parte din anul ăsta, dar și operatorii, când sunt rentabili, merg primul nu, și va trebui să modernizăm aeroportul de la Salcea și sunt foarte interesat să o fac. Sper să găsim cât mai repede și partenerii noștri. Avem interes să discutăm de drumuri. Există o lege a parteneriatului public-privat pregătită să intre acum în Parlament, în care te încurajează pe tine primărie. Dacă n-ai bani să-ți faci un spital sau să-l modernizezi, să intri în parteneriat public-privat cu un om cu bani, un agent serios care să-ți modernizeze spitalul sau școala, sau de ce nu un drum, cum este drumul european 85 de la Siret până la Roma, care, din păcate, e prea îngust pentru traficul de aici. Și dacă nu vor fi bani de la bugetul de stat, ar trebui să găsim